afișa pe ecran cu mesaje pentru acești copii. Mulțumim frumos. O să ne iertați dacă dialoguri mai intrăm în cadru sau nu ne vedem cu toții, dar încercăm să iasă bine. Este spațiu un pic mai mic. Vreau să vă întreb, doamna Mariana, când a început povestea Benerit? Povestea Benerit a început în noiembrie 1994. Deci de atunci ne-am chinuit o vreme peste tot pe unde a fost posibil prin oraș, cu chirii, cu săli mici, spații neadecvate lucrului copiii, dar nimeni nu ne-a ajutat. Recunosc că nici n-am cerut-o în mod imperios la nimeni, dar ne-am descurcat singuri, cu împrumuturi în bănci, cu așa cum s-a descurcat toată lumea și ne-am făcut un spațiu. A durat o vreme până ne-am făcut un nume, a durat o vreme până am reușit să pătrundem în lumea concursurilor. Am făcut-o prima dată la Blow Dance și am avut o satisfacție uriașă că am concurat cu cei mici, cu formații studențești, cu formații profesioniste, cum ar fi din Arad, care mie mi-a plăcut foarte mult, băiatul domnului Cosma, coregraf, foarte bună formație, și am luat locul 3. Și în jur a fost un profesor de la Facultatea de Coreografie din Cluj și chiar ne-a remarcat. Am fost foarte fericită când ne-a felicitat pentru ținuta care o avem, pentru că acești copii erau mici,
clasa 6, 7, 8 față de cei care aveau 20 de ani. Dar am făcut-o bine, am luat locul întâi, am luat premiul special al tinereții, că au fost niște copilași preșcolari, au dansat stilizat, a fost extraordinar. Și de atunci încercăm să tot mergem. Am făcut-o, am ieșit anul trecut prima dată, am venit cu locul întâi. Pentru mine a fost un lucru extraordinar. Mulțumesc colectivului, mulțumesc fetelor că o fac, toată munca asta o fac cu foarte mare pasiune și cu foarte mare drag se uită la copii și atunci nu se poate. De copii, dacă te ocupi, nu se poate să nu iasă bine. Deci, atunci când există preocupare, cu siguranță ies lucruri minunate, pentru că toți copiii sunt deștepți și fiecare dintre ei are într-un fel sau altul talentul pe care, dacă nu l-are la început, îl lucrăm și îl pregătim în așa fel încât să-și-l capete pe parcurs. Nu sunt copii care sunt stângași la dans, deci nu se poate să fii stângași. Ba da. Poate atunci, spune, noi avem acum grupă de adulți la dans, vin tineri până în 30 de ani, chiar și peste 30 de ani și dansează, chiar o fac seara, o oră de dans în loc de aerobic, o mișcare este superb și avem în program pregătire coreografii pentru miri. Și poate să spună Jana, că ea face coreografiile cu mirii, că au fost situații când i-au mișcat piciorul cu mâna la, mire la băiat, sau la mire. La mire. La mire. În general la mire. Ce se întâmplă când nu ai talent la dans? Cum îi poți spune la un copil? Acolo există poate cele mai mari satisfacții, unde copilul nu are talent, adică nu are ureche muzicale, poate nu are mobilitate, poate nu are ritm și cu mult exercițiu și insistat pe aceste trei elemente, există rezultate. De la cu cât sunt vârstele mai fragede, cu atât este mai ușor de lucrat și de corectat ținuta și ritmul și la adulți se întâmplă să vină și spuneam acum de miri, să vină poate fără ureche muzicală sau fără ritm și insistat și lucrat, da, se corectează toate. Eu le dau sfat mirilor, mai bine să treacă pe la școala de dans și așa cu piciorul încet, încet, decât să fii la nunta ta să nu știi să dansezi mereu, acolo te vede o nuntă întreagă. Cu siguranță. Noi avem chiar aici, am o fetiță în grupul lor, care la ora actuală dansează absolut extraordinar. Este vorba de Andreea Leșan. Ea a venit la dans la 3 ani și jumătate, fără ureche muzicală deloc. Ceea ce nu se întâmplă în cazul lui Rebecca Miron, care are o ureche muzicală extraordinară. Ea are 4 anișori abia în septembrie, dar e de 2 ani la dans. De când avea 2 anișori? Ureche, talent și foarte multă pasiune. Dar Andreea a perseverat și mulți copii asemenei au perseverat și și-au format ureche muzicală, pentru că un copil, un tânăr care nu are ureche și nu încearcă să-și o formeze este un handicap în viață. Cu siguranță va simți asta mai târziu. A avut succes ideea dumneavoastră de a face o grupă cu copiii cu probleme de greutate? Nu, din păcate. Nu, din păcate, și mie pare foarte rău. Îmi pare foarte rău pentru că părinții nu au perceput cum trebuie acest anunț dat în ziar, pentru că părinții ar trebui să știe că această problemă de greutate este problemă de sănătate, în primul rând. Deci, orice kilogram în plus în copilărie este aproape o boală sigură la adult. Deci, dacă părinții ar fi gândit foarte profund în momentul în care au citit acel anunț, cu siguranță ar fi avut succes, pentru că sunt foarte mulți copii cu probleme de greutate, din păcate. Și era o formă de a putea și slăbi, probabil, sănătos. Era o formă, da, dar eu am încercat de foarte multe ori. De a integra în rândul copiilor. Sigur, pentru că ei deja se simt marginalizați de la vârste foarte